După ce ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu a anunțat luni dimineață că se retrage din guvern și că părăsește partidul PAS, șefa statului Maia Sandu a venit și ea cu o reacție. Aceasta susține că respectă decizia lui Spânu și i-a mulțumit pentru toată contribuția lui. Respect decizia domnului Andrei Spânu și îi mulțumesc pentru toată contribuția lui, pornind de la schimbările pe care le-a inițiat în sectorul energetic și faptul că Republica Moldova a scăpat de șantajul energetic. Vorbind despre proiecte importante, în special programul Satul European, dar și multe programe și proiecte care au rezultat în segmente importante de drumuri reparate, reabilitate sau construite de la noi, de la zero, sunt lucruri importante pe care le apreciem. Și cât ține de guvern, decizia este a domnului prim-ministru, el va anunța dacă face modificări și care sunt acestea. Amintim că anume președintele țării Maia Sandu a fost cea care a cerut Guvernului Republicii Moldova o modificare a componenței executivului după ce a câștigat cel de-al doilea mandat la șefia țării.